Poate că titlul este ușor dramatic și nu e chiar vorba despre cărți care mi-au schimbat viața, deși eu sunt ferm convinsă că în momentul în care parcurgi cărțile și le înțelegi și reușești să creezi o legătură cu ele, îți poți schimba viața, indiferent că sunt cărți care îți plac sau nu, indiferent că sunt cărți bune sau nu, indiferent că sunt cărți clasice sau contemporane, eu sunt convinsă că, într-un fel, își pun amprenta asupra ta ca om și te formează și te ajută și cumva poți crea niște conexiuni, mai ales dacă ești deschis să faci treaba asta, dar m-am gândit să vorbim astăzi despre 5 cărți care mi-au plăcut foarte tare și care simt eu cumva că au sădit în mintea mea, nu știu, anumite idei sau au făcut din mine un om mai bun, să spunem așa. Again, poate părea puțin dramatic, dar eu sunt convinsă că de cele mai multe ori cărțile au această putere. Și înainte să intrăm în cele 5 cărți, o să facem și o mențiune onorabilă, și anume Huckleberry Finn, care a fost cumva pentru mine cartea copilăriei mele, după cum v-am mai zis de câteva ori, și a fost cartea care m-a ajutat să trec dintr-o copilărie izolată, singură, m-a ajutat să evadez într-o lume de aventură, într-o lume simplă, într-o lume care mie personal mi era total necunoscută și din prisma aventurii și din prisma mediului, și mă făcea să mă transpun efectiv în altă lume. În momentul în care a început să se vorbească pe internet de acel escapism, nu știu dacă are un termen în română, acea evadare pe care poți o ai prin intermediul cărților, am înțeles perfect despre ce este vorba, tocmai pentru că pentru mine Huckleberry Finn, aventurile lui Huckleberry Finn, asta a însemnat. Și lăsând gluma la o parte și cu toate că este o carte pentru copii și a fost o carte pe care am citit-o foarte mult în copilărie, pentru mine a rămas acolo emblematică în sufletul meu și o păstrez cu tot dragul acolo și o să revin la ea cât de curând. Dar, venind încoace la cărți care simt eu că tot așa m-au format sau mi-au creat niște idei sau mi-au îmbăgățit cumva cultura, să spunem, sau m-au ajutat cumva. O să încep cu una care îmi este foarte dragă, pe care intenționez să o recitesc și pe care aștept să o recitesc, dar trebuie să găsesc un moment să pot să mă dedic total cărții ăsteia sau romanului ăstuia, pentru că eu o am în 3 volume, am aici numai volumul 3 și sunt 3 volume, cam toate 3 la fel de groase, și este vorba despre Shogun. Și asta pentru că Shogun, în momentul în care am citit Shogun, eram deja în facultate și cumva a fost prima dată când am înțeles prin cartea asta, citind-o, ce înseamnă răbdarea și puterea răbdării și puterea unui plan bine stabilit și puterea de a avea răbdare ca acel plan să se ducă la bun sfârșit. Până atunci nu prea înțelesesem conceptul ăsta și nici nu înțelegeam care era treaba cu răbdarea și în momentul în care am citit cartea asta, cumva lucrurile s-au legat în mintea mea și m-a ajutat să înțeleg, cum ziceam, treaba asta legată de răbdare, dar în egală măsură m-a făcut să înțeleg cum unii oameni își dau seama că sunt parte dintr-un context mai amplu, dintr-un plan mai amplu, dintr-o poveste mai amplă și fiecare are rolul lui. Și mă gândesc acolo la ideea de tablă de șah, la ideea de piese de șah care sunt mutate aici acolo și în egală măsură este vorba și despre puterea sacrificiului. În momentul în care știi că vei fi sacrificat pentru o anumită cauză, dar îți accepți cumva soarta. În sine, povestea cărții ăsteia, romanului ăstuia, este fantastică și vă recomand să citiți Shogun în cazul în care nu ați citit-o. Este o carte care te prinde puțin mai greu, este drept, dar este foarte bună și, cum v-am zis, pentru mine cel puțin este o carte emblematică și a rămas cu mine și o să rămână cu mine pentru totdeauna, cel mai probabil, măcar cât voi avea mințile întregi. Și m-a impresionat foarte tare și v-am zis, abia aștept să prind momentul ăla, să simt că este momentul să revin la ea, să o recitesc. Apoi, o a doua carte care mi-a plăcut extraordinar de mult
Este o carte de aventură, este o carte de memorii, dacă vreți, este o carte de stăinuiri și de experiențe și este o carte care, la fel, îți, cumva subliminal, îți transmite mesajul răbdării. Îți transmite că viața te poate lovi de foarte multe ori și cum tu poți să înduri și poți să treci peste și poți, dacă ai răbdare, să lași lucrurile astea grele să treacă și o să se întâmple și lucruri bune pentru tine. Și este vorba despre Papillon. La fel, am luat volumul 2 că pe ăsta l-am nimerit, dar Papillon pentru mine a fost o poveste extraordinară despre îndurare, despre forță, despre forță mentală în primul rând și forță fizică și puterea de a să lași lucrurile să se așeze și să se întâmple la timpul lor în ciuda faptului că tu ești lovit de viață din toate părțile. Da, în cazul în care nu știți despre ce este vorba, în Papillon este povestea unui francez care ajunge într-o închisoare de maximă siguranță și timp de foarte, foarte mulți ani își plănuiește evadarea. Eu trăiam cu impresia că evadările astea se planifică de pe o zi pe alta, adică după două zile, după ce ai fost adus în închisoare, gata și evadezi. Ceea ce este foarte posibil să se întâmple în anumite cazuri sau în anumite povești, dar în cazul lui, în cazul lui Papillon, a durat mulți ani și ideea asta de a nu nebuni, de a rămâne cu mințile întregi într-o închisoare de genul ăla, în momentul în care vezi atât de multe lucruri și trăiești atât de multe lucruri cât a trăit el, și de a rămâne cu mintea întreagă și de a nu o lua razna și de a avea scopul ăsta suprem de a evada și a nu te lăsa bătut și călcat în picioare de viață până nu-ți vezi scopul împlinit, pentru mine a fost ceva extraordinar și mesajul ăsta atât de bine nu l-am înțeles decât în momentul în care am citit Papillon și de aia este în continuare una dintre preferatele mele, una din cărțile mele preferate. Am citit-o de vreo două ori, dar vreau să o recitesc pentru că povestea în sine este fabuloasă și dacă vă aduceți aminte, vă spuneam că eu când am început cu romanele de adulți, așa, am început cu cărți de aventură, nu cu cărți de dragoste, cum încep majoritatea fetelor, și pentru mine întotdeauna cărțile de aventură vor avea un loc special în sufletul meu și cumva cartea asta și Shogun, dar și Papillon le consider mai degrabă cărți de aventură și sunt cu atât mai speciale pentru mine. Dar și mesajele din spatele poveștilor mi se par absolut fabuloase și merită citite cărțile astea doar pentru asta. Apoi trecem puțin în lumea fantasy și asta pentru că o carte care pentru mine a deschis cumva tot universul ăsta de fantasy și m-a făcut să mă reîndrăgostesc ca adult de tot ce înseamnă fantasy, SF, whatever, puteți să-i ziceți cum vreți voi, și e o carte din asta, nu știu, ajunsesem într-un timp să am concepția că, vezi, doamne, acum fiind adult, nu mai pot să citesc decât cărți de oameni mari sau clasici, sau nu mai pot să citesc fantasy, nu mai pot să citesc despre vârcolaci, vampiri și alte prostii din astea și nu mai am voie să citesc. Și am dat de cartea asta, care este o distopie, și mi-a plăcut atât de tare, încât mi-am dat seama că n-are sens să mă crampoez în niște concepte din astea idiote pe care mi le-a băgat cineva în cap și care de fapt nu rezonează cu mine. Și este vorba despre Divergent. Este o distopie, cum ziceam, și este o distopie care a făcut mari furori la vremea ei, a rupt efectiv lumea în două și este o distopie absolut minunată, o carte minunată, cel puțin pentru perioada în care a fost scrisă, dar pentru mine, cum am zis, și sentimentul pe care l-am față de această carte este că a rupt toate preconcepțiile astea pe care le aveam legate de cărți, că trebuie să citești numai un anumit tip de carte, că trebuie să citești un anumit tip de lucru, că trebuie să faci nu știu ce. Povestea foarte frumoasă în sine, seria frumoasă în mare parte, ulterior cărțile, cartea a treia în mod special m-a dezamăgit, n-au fost la fel de bună, dar prima carte mi s-a părut foarte bună și la vremea la care a apărut, nu știu, prin 2000 și ceva, a fost o carte cumva diferită. Adică distopiile nu erau la modă la vremea respectivă, era perioada vampirilor. În 2011 a fost publicată și la vremea respectivă erau la modă
vampirii, chestii de genul ăsta. Cumva, luând cartea asta, mi-am dat seama că, păi, stai un pic, nu trebuie neapărat să mă cramponez în a citi doar cărți de oameni mari. Adică poate să-mi placă și young adultul și SF-ul, poate să-mi placă și cărțile mai pentru adolescenți. Adică nu e nicio problemă dacă citesc și astfel de lucruri, și fantasy și așa mai departe. Bun. Pentru cine nu știe despre ce este vorba, avem o lume din asta post-apocaliptică în care toată lumea este împărțită în patru facțiuni. Da, seamănă foarte mult cu Hunger Games, cumva au fost scrise cam în aceeași perioadă. Lumea este împărțită în patru facțiuni, sunt erudiții, sunt... Nu mai știu exact cum se numeau așa, dar erudiții știu că mi-au rămas în minte. Și la vârsta adolescență, pare mi se la 16 ani, parcă în jur de 16 ani, tinerii trebuiau să-și aleagă facțiunile. Și era un proces din ăsta de selecție în care se întâmpla ceva, adică ți alegeai tu facțiunea, dar în egală măsură ți era și sugerată direcția în care să iei, să te duci. Și personajul nostru principal este o fată care nu se poate încadra într-o singură facțiune. Și de acolo vine denumirea de Divergent, pentru că ea nu se poate acomoda cu o singură facțiune. Da, se duce într-o facțiune și alege o anumită facțiune, dar își dă seama că ea, de fapt, ar tinde să se ducă și către alte facțiuni, adică ar putea să aibă abilități și pentru alte facțiuni. Iarăși se numește Divergent pentru că nu poate fi hipnotizată sau nu poate fi controlată mental cum sunt ceilalți. Și în timp descoperă că mai sunt oameni ca ea și că trebuie să navigheze prin lumea asta și, mă rog, este o întreagă nebunie cu toată povestea, dar povestea în sine mi-a plăcut foarte tare și cel puțin procesul ăla de selecție, procesul de training, cum descoperă ea că este divergentă, mi-a plăcut foarte, foarte tare, de aia zic că prima carte a fost foarte bună. Ulterior, am mai scârțit seria, cum se întâmplă cu toate seriile astea americane, dar ideea în sine, la vremea respectivă, a fost originală și v-am zis, pentru mine, cartea asta are un loc special în sufletul meu, pentru că mi-a deschis ochii și mi-a dat seama că, băi, dar nu trebuie să citesc numai cărți de serioase și de oameni mari, poți să citesc și alte lucruri. Apoi, o carte care mi-a plăcut foarte tare pentru că cumva a pus în cuvinte niște lucruri pe care le gândeam și nu știam cum să le definesc. Asta nu mai este de beletristică, este cumva de self-help, dacă vreți. Și se numește Cele 5 limbaje ale iubirii. Este o carte practică, de altfel, foarte, foarte bună, pe care vă recomand să o citiți pentru că o să vă ajute să vă îmbunătățiți relațiile pe care le aveți cu ceilalți oameni. Cu prieteni, cu soți, cu iubiți, cu mame, cu tați și așa mai departe. O să vă ajute să vă îmbunătățiți relațiile cu ei, pentru că îți explică cum fiecare om are cel puțin un limbaj al lui principal prin care își comunică sentimentele. Pentru unii oameni poate să fie limbajul verbal, adică unii oameni pot simți că îi iubești dacă le spui chestia asta, le spui verbal. Dar pentru alții, o dovadă de dragoste este să faci lucruri pentru ei, să-i ajuți cu ceva. Pentru alții este să-i lauzi. Pentru alții este să nu le cumperi un cadou sau să le cumperi o atenție tot timpul, să le dai o atenție deosebită. Deci sunt situații și situații, dar sunt mai multe limbaje, sunt 5 principale, dar de fapt ele sunt mai multe. Ideea este că te ajută să navighezi prin lumea asta și să înțelegi de ce în anumite momente ai senzația că tu faci ceva pentru partenerul tău sau pentru o persoană apropiată și el nu apreciază. Și el nu consideră lucrul ăla ca fiind dovadă de iubire. Asta pentru că aveți limbaje diferite ale iubirii și comunicați diferit și percepeți atenția și dragostea diferit. Și îți explică treaba asta cartea. E un pic cam plictisitoare. Mie personal mi s-a părut puțin cam plictisitoare că sunt un pic cam multe exemple, dar au scopul de a te ajuta să înțelegi mai bine cartea și subiectul cărții, dar în sine mi se pare o carte foarte, foarte utilă și v-am zis, cumva a pus în cuvinte ceea ce gândeam, dar nu știam cum să explic. Și de asta mi-a plăcut foarte tare cartea asta. Iar apoi o carte tot așa de self-help, experiențe, cum vreți voi să-i spuneți, care mi-a plăcut la nebunie și care la fel parcă a fost scoasă, stoarsă din creierul meu
și vorbește foarte mult despre creativitate. Dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți că pentru mine creativitatea, subiectul creativității, este un subiect extrem de important. Și pun mare preț pe creativitate și pun mare preț pe tot ce înseamnă spirit creativ al omului și consider că fiecare om este creativ în felul lui, dar că la fel trebuie să-ți descoperi acel mod de a fi creativ. Nu toată lumea este creativ sau are o latură artistică, pentru că în general ne gândim la creativitate ca la artă. Creativitatea în sine nu înseamnă neapărat artă. Pentru unii poate să însemne, nu știu, grădinăritul, pentru alții poate însemna tâmplăria, pentru unii poate însemna crescutul de capre, cum dă și autoarea un exemplu aici foarte clar. Da? Deci, creativitatea ta personală ca om este diferită de a celorlalți și îți explică foarte bine conceptul ăsta de creativitate și mai presupune de toate, îți explică cum nu trebuie să te cazi în capcana contemporană de a crede că din creativitatea ta trebuie să faci bani. Din contră, este ideal să nu faci bani din ceea ce înseamnă creativitate. Adică să ai partea ta de, nu știu, daily job sau whatever, da? Day job, cum zic americanii, și să ai și latura creativă. Ori, eu am observat că în zilele noastre cel mai mult ne lipsește asta. Adică ne concentrăm prea tare pe a avea un day job și nu mai avem creativitate, nu căutăm latura aia creativă a noastră. Ca să vă zic despre ce este vorba despre lecții de magie sau Big Magic de Elizabeth Gilbert, care vorbește, cum am zis, de creativitate și se explică în niște termeni foarte simpli, dar foarte reali și realiști, ce înseamnă creativitate pentru fiecare om și te ajută să înțelegi treaba asta. Și este o carte pe care nu pot să o recomand suficient, fiindcă văd cât de tare suferă oamenii care se concentrează doar pe făcut bani, doar pe a face bani. Știți că v-am zis că mă irită cumplit ideea asta că tot timpul sunt întrebate, da, faci bani din aia, faci bani din aia, faci bani din aia, fără să ne mai gândim că poate ne trebuie și o supapă din asta în care să fim creativi, să ne relaxăm. Iar creativitatea în sine nu are legătură cu banii și cu confortul tău, ci are legătură cu un fel de pasiune interioară pe care o ai. De aia, repet, creativitatea este ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Și cam astea ar fi cele 5 cărți care efectiv simt că mie mi-au schimbat într-un fel viața. Puteți să lăsați și voi în comentarii când se vor activa, Doamne ajută, de la YouTube, care sunt cărțile care v-au impresionat pe voi sau care simțiți că v-au schimbat într-un fel viața sau din care ați extras un mesaj deosebit. Vă pup și vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în următorul clip. Ciao!